Polițiștii aveau informații că în perioada sezonului rece, din septembrie anul trecut și până în aprilie 2022, indivizii au organizat o întreagă rețea de tăieri ilegale de arbori din pădurile statului. Lemnul era adus într-un depozit, de unde era apoi comercializat ilegal, apoi contra unor sume de bani la diversi clienți. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat peste 40 de metri cub de material lemnos, precum și bunuri folosite la săvârșirea faptelor. Au fost puse în executare 12 mandate de aducere, urmând ca persoanele în cauză să fie conduse la sediul poliției orașului Vânjul Mare în vederea audierii, stabilirii activității infracționale și recuperării prejudiciului. Indivizii s-au ales cu dosar penal pentru tăiere ilegală de arbori și furt de arbori, fiind audiați la sediul poliției orașului Vânjul Mare.